ajuns să fiu huiduit de oameni, uitați-vă la vlogul ăsta. N-avem nicio șansă, Costi, hai să plecăm de aici. Ce poți face cu 5 lei la mare? Asta o să aflăm în acest episod. Eu cu Costi Max și Gheboasă cu Sabin Streza suntem în Costinești, iar fiecare concurent deține un capital de 5 lei. În total 10 lei de echipă. Nu doar că trebuie să supraviețuim cu acești bani, dar adevărata provocare este să facem cât mai mulți cu putință. Să îi înmulțim prin orice modalitate posibilă. Putem să vă cântăm contra cost, o să te dau cu cremă contra cost, vă fac și twerk, vă fac de toate. Haide, care vă masajul apă rece, ce vreți voi? Cea mai bună apă din Costinești, pe bune? Să mor dacă vă mint. Vreți la concert Gheboasă? E concert Gheboasă, vino cu apă. Aoleu, aoleu, casa de marcat aici. Sa, sa, iauzi, iauzi. Băieții fac bani grămadă. Pepe, pepe, 50 de lei bucata, 50 de lei bucata. Ia vezi aici, ia vezi aici. Așa puțin, dar așa puțin păvărul meu. Te caut azi dimineața, Andreea, l-am gravat cu Shelly. La cazare, ne-am trezit de dimineață. Aoleu. Îți place, te simți bine? Dar cum te cheamă, iartă-mă. Exact, relax, relax. Nu, că știe, știe, știe. Dar avem două reguli foarte importante. 1. Nu avem voie să cerșim. Așadar, în schimbul fiecărui bănuț, trebuie să oferim un serviciu. Și 2. Este interzis să ne folosim de orice social media pentru a atrage potențial clienți. La finalul zilei, echipa care deține un capital mai mare ia și banii echipei adverse. E totul sau nimic. V-ați făcut vreo strategie ceva, băieți? Bă, frate, noi avem strategia avem noastră. O strategie să vă batem. Hai, strategia. Asta e cea mai bună strategie. Frații mei, veniți lângă fratele vostru Gheboasă. Fratele vostru are ceva pentru voi, vă salut. Frații vreți mei, să faceți niște poze super profesionale? Treaba e felul următor, noi vă putem oferi niște poze super profesionale. Să fac și o cântare, dacă aveți de gând să ne dați 5 lei, 1 leu, 10 lei, ce vreți, cât voi, vreți voi? Uite, 5 lei mi-a dat mie, 10 lei bun. Ție Sabin, 10 lei mie, 4 lei împărțim la final, da. Din prima am ars poșteamă, băi, cu pariu că iar de vreo. Ia uite, poze profesionale. Da, uite-mă, băi, dă-i Gheboasă aici. Se pune așa? Mamă, rup pozele. Asta, asta e bună rău. Stați așa, stați cu mâna sus, așa frumos că vă distrați la mare, da? Mi se vede părul la sub braț, stau așa. Okay. Frate, eu, bătine, dacă vreți, iau așa în cârcă, să facem o poză. Oh. Sora noastră pe care o pupăm, o iubim, o îndrăgim, aici alături de cea noi. Mai tare, cine a făcut care a frumos? Power! Asta e la servicii, frate! Mamă, suntem forță, mamă, cred că avem un milion. Vă puim copilul, mă lăsați? Pe 5 lei? Pe 5 lei până unde? Vindu până acolo, până capăt? Pe degeaba, nu? Nu, trebuie să facem bani. Cât? 5 lei să-l puim? Salut frumoasă! Ia uite voi, băieți! Mamă! Da, am făcut cu Costi în cort, ava, mă! Băi, nu mai prostii! Mira! Bună, Mira! Ia uite pe asta! Ragada, da! Mira, viața mea! Bau! Bau! 3 lei fiecare bau! Mă descurc? Să fac vreo 2-3 copii, ha? S-au mărit alocațiile! Mamă! Băi, acum am adus să trântesc unul! Uite ce râde! Aha, stand-up! Să mai pune 10 lei! Domnilor, până aici ați plătit? Până aici face 5 lei! Mulțumim! Este, bă, primi 5 lei de azi! Vă dau 50! Nu, 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 5 lei! Nu, 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 vrem, nu vrem să luăm banii! 5 lei! Da, 5 lei! Mulțumim frumos! Ore, mulțumim! Plecat, o plăcere! Stai, 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 stai ușor, stai ușor! Stai, vrea și el să facă 5 lei! Bă, bune că vrea și el 5 lei! Și dacă vrei și tu 5 lei, sau poate chiar mult mai mult, Binance este cea mai bună platformă de investiție în criptomonede și au o super campanie pentru voi. Dacă intrați pe linkul din descriere și vă faceți cont Binance, asta înseamnă să completați și verificarea contului, veți primi un bonus de 5 dolari în contul vostru pe care îl veți încasa la 14 zile după data terminării campaniei, adică după data de 23 septembrie 2023. De asemenea, dacă faceți și tranzacții în valoare totală de 100 de dolari cu contul vostru de Binance, indiferent de cât de mari sau mici sunt tranzacțiile individuale, dacă depășesc 100 de dolari în total, veți primi încă 5 dolari în contul vostru de la Binance. Așadar, puteți face în total 10 dolari pe care îi aveți în cont ca să-i investiți în criptomonede. Mecanismul de bonusare este primul venit, primul servit și, în plus, atenție, aveți și 100 de dolari pe care îi puteți folosi pentru plata taxelor de tranzacționare de pe Binance. Deci 100 de dolari care nu pot fi investiți efectiv, dar se deduc din taxele de tranzacționare pentru tranzacțiile pe care le faceți. Intrați chiar acum pe linkul din descriere dacă vreți să vă mulțiți și voi banii, așa cum am făcut-o eu la acest video clip, să ne întoarcem la el. Așa că învățați să tranzacționați criptomonede cu cei 10 dolari bonus pe care îi puteți primi și plătiți zero taxe. Descărcați acum aplicația Binance din Google Play sau App Store folosind link-ul din descriere. Testează tu, Sabin, cum poate știi mai bine. Stai că văzusem un TikTok. Să rămână, să rămână, să salut, să salut, să vă salut, o rugăminte pentru noastră și o vreți întrebare. Vreți să facem afacere? Vreți să mergeți cu noi? Mergeți cu noi, vă place să facem bani? Cu familia, sunt cu copii, cu vocinți familie. Putem să facem o poză de voastră? Facem o poză, dar am o rugăminte la tine. Eu îți dau ție o poză, dar voi ne dați 95 lei. Da, l-am văzut și pe șele, mă uitați. Despacito!
Hai să facem poza aia și dacă ne dai și aia 5 lei, suntem forță. Deci din partea noastră, 10 lei opriți, 10 lei opriți, da? Două. Vă mulțumim din suflet. Ce fie tare. Mulțumim. Ne vedem, ne mai vedem, să rămână. Ce bine cânta. A cântat de spastou într-o forță majoră. 6 kg, 26,30. A, 26, bun. Vreți o felie de pepene? Să rămână. Salut, bună ziua. Noi suntem acum la America Express. Puteți să ne lăsați să vă spălăm un vas, să vă facem o cutie de pizza. Să vă facem de cutii de pizza, șeful. Domnul șef, o cutie de pizza, vă facem pizza, niște ceva. Cutii? Ne dai și nouă 10 lei pe jumătate de oră de cutii? Bagă ele la sub braț. Și dau peste cap, așa. Da, da, da. Aia zic. Așa. Așa și intră pe aici. Exact, tată. Și am făcut prima cutie. Gata, frate, am făcut cutia, pentru da? Pentru fiecare, dacă o faceți în sub 15 secunde. În sub 15 secunde, 10 lei la fiecare. 1, 2, 4. Are viteză numărată. Mamă, stai că am pierdut, am pierdut. Ce, mi-am bătut joc de ea. Mamă, n-am reușit nimic. Bă, presiunea timpului, bă. Ce vorbești? 15. Hei! A luat Costivani. Cât timp noi împachetam cutii jumătate de oră pe 10 lei, frații mei Gheboasă și Sabin deja vorbeau un alte sube. Oh, 10 lei, frumos. 10 lei. Facem și videoclip la 10 lei. 5 lei. Ia mamă, șefule, ți-a făcut lei. Aici. Mai dată că 10 lei pentru Gheboasă. A la masă, a la masă. Deci am muncit jumătate de oră, domnul patron. 20 de lei merităm și noi. Și nu oriunde, la cea mai bună pizza din Costinești, ca să știți, da? Exact. Ai 25 că ai făcut aia, nu? Da. Eu am 21 de lei. Deci 21 de lei cu 25 de lei, ne apropiem de 50 de lei, bă, băi. Suntem bun rău, deci, ce o face și altă echipă? Eu zic că Gheboasă e deja sus. Băi, nici n-au trecut, aici de minte de când am început. Gheboasă e stripper pe undeva. Cine a plătit? Tu ai plătit, nu? Toți au plătit, frate. Aoleu, ne mai costă și farfuria. Bună, Maru, farfuria. O plătim. Cine vrea felie să-l întinde mâna, vă dau și o bucată de pâine? Le dă și la astea mari, la astea mici, la toată lumea. Și poze și videoclip, ce vreți voi. Uite, fată frumoasă, ai venit cu asta, eu și eu în braț. Ai venit cu asta. Te iubește Gheboasa. Da, cine mai dat bani? Tu ai dat bani, nu? Te-am văzut. Dă-i și ei, că am văzut-o. Gata, boss. Uite, a dat și el 5 lei, merită și el. Brânză toată lumea! L-am omorât pe Shelly, mă, l-am omorât ești de bun, deja am un milion. Fii atent, Costi, ce m-am gândit. Hai să întrebăm, ca să nu facem stoc, sau ca să nu facem stoc să cumpărăm de dinainte, hai să mergem pe plajă la oameni și să întrebăm așa. Și să întrebăm, bă, nu ți-e sete, nu vrei un pede bere? Nu vrei un platou de fructe? Oh, hello, hello! Avem ce să muncim aici la tine, să ne dai și tu niște bani? Ceva, ceva repede, să muncim. Postul nou. Dacă e filmată toată treaba, veni și tăiați niște varză, niște castrate, niște dalea, da? Ce vrei tu? Gata, facem. Noi ne ducem până vorbești tu, noi ne ducem pe plajă. În 20 de minute suntem înapoi la tine, da? Dar vezi că mi-e trebuie să-mi tai cu mătura, să-mi tai roșii. Da, 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 tati. Că eu țip în jur să ne văd. Niciun fel de problemă. Bine, hai. Salut! Facem așa o raită de plajă, să vedem dacă oamenii de aici sunt plătitori pentru serviciu de delivery. Suntem un fel așa de taz, taz de aici până acolo. Săruna, dacă vreți să vă ajutăm să vă ducem să nu doriți. Cine mai dorește ceva? Vreți să îți iau de acolo ceva, băiatul? Văd că nu mai aveți acolo bere. Nu vreți să mă duc eu să vă iau pentru suma modică de 5 lei, vă aduc eu altă bere. N-ați înțeles, 5 lei transportul să nu se înțeleagă greșit. Văd că sunteți chiar aici în primul rând lângă mare și mă gândeam că poate vă e greu să vă ridicați, să vă duceți, să vă luați de băut și eu sunt Kerner astăzi. Dacă vrei să-ți aduc un suc, o bere, o ceva, dă-i aici. Să plec după deci două cola la domnul, un Pepsi la tine. Ha. Imediat venim. Păi uite mă, și acum tu ce zici? Dacă domnul vrea să tot milionul, eu să-i iau milionul la om. Ia el, bă, că Gheboasă crezi că iartă pe cineva? M-a atras foarte rău loțiunea asta de plajă și aș vrea să o iau, dar e foarte, foarte scumpă, e 34 de lei. Planul e în felul următor. Noi vrem acum să mergem pe plajă la oameni de toate vârstele ca să îi dăm cu loțiune de plajă. Și mai avem și felii. Și mai avem și două felii de vândut. Deci eu merg la femei și tu la bărbați, nu? Da. Și mai facem perfect, și cu schimbul, perfect. Cum vrei tu. Hai să luăm pe asta, că dacă e 30 de lei și m-am mai scutit 4 lei. A venit berea, șeful. Poftiți? Acum pentru transport, cât considerați dumneavoastră? Ia știu 10 lei. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Ia frățiuer, da, poți să mă atingi și pe mine cu 2-3 lei transportul, dacă poți. Ole, cum să nu? Haide, faci și poză în banii ăștia. Perfect. Mulțumesc mult. Oricând mai aveți nevoie, eu stau aici pe plajă. Și de moment ce mi-ați dat 10 lei, aveți și o comandă bonus de la mine. Hai să vedem așa urma, Costi, să ne întoarcem să vedem. Deja avem ceva bănuți, sincer. Eu nu știu ce fac ea, dar eu am început mai bine decât mă așteptam. Pepe, 50 de lei bucata, 50 de lei bucata. Pepene bio. 50 de lei bucata, cel mai bun pepene de la Gheboasă. Poate ne bate vreunul să moară. Hai că vă cărim la 50. 45 de lei felia, 45 de lei felia, 40 de lei felia. Dacă vrei felia, să ridicați, dacă vrei felia. Vrei felia, nu vrei, nu? 50 de lei, 50 doar 50 de lei, doar 50 de lei. Mi-a zis în felul următor, dacă îi dau felia, îmi dă 50 de lei și fac o poză. Da, e corect. Uite, 50 de lei. Mamă, și o felie de pepene. Asta e de fapt o foaie de Aurel Vlai cu frații mei. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Să vedem șaumeria ce zice, dacă ne lasă să muncim, dar acolo vezi că vreau să încălțăm de bani. Gheboasă, asta e chestia. Știu că tu vrei să fii băiat, dar Gheboasă, adică noi muncim toată ziua până la 9 da. Și la seară o luăm în gură, că nu vezi că noi de bani ăștia trebuie să mâncăm, să bem, că suntem și noi oameni. Exact. Frații mei, a venit Gheboasă la voi, am de gând să vă dăm felie de pepene. Vă fac un twerk, vă cântăi țiganca, dar vreau să-mi dați bani pe felia asta de pepene. 50 de lei.
Wow, auzi-l. Ia auzi-l, mă. Ce e ce? A, ia uite, mă. Uite-l, mă, pe Ghebe, mă. Bă, ești nebun, pe ăsta ne ia clienții, frate. Ăsta e teritoriul nostru. Bă, ia că mă duc să mă cer cu el. Bă! Băi! Bă! Fără păsări! Bă, Ghebosă! Aia sunt clienții mei! Bă, asta e plaja noastră! Bă, ăsta e teritoriul meu! Tu vinzi pe teritoriul meu, dai drumul de aici! Tu vrei taxă de protecție, bă! Ăla vrea taxă de protecție, auzi! Bă, ăsta sunt clienții mei! Aia e plaja ta! Ia uite, cum te uiți la epavă? Cum te uiți la epavă? Asta e plaja noastră! Și aia e plaja ta dincolo! Taxă de protecție, că e plaja lui! Nu, e plaja mea! Ia-l pe sus, bă, Ghebosă! Dă-l pe Ghebosă afară și-ți dăm 5 lei! Dacă te-ai luat, dă-l la de noi, să mă arăt băiatul meu! Haide noi la șaormerie! Haide noi la șaormerie! Dă-i ganga, dă-i ganga, dă-i ganga! Rupe banca, rupe banca, rupe banca! Am luat 30 de lei de aici! Uite și ea vrea pe bine! Uite, ia felia și imediat îți dă restul! Bun, mamă! Nu poți să iei chile să te îngrași! Dacă n-ai bani, n-ai cum să-i superi pe șmecheraș! Dacă n-ai bani, n-ai nici să le lași la urmași! Dacă n-ai bani, păi dacă n-ai bani, păi iubesc! Gata, hai! Uite, omul ne cumpără felia de PPN! Uite! Bun! Poftim! Dă-ți iau în brațe, băiat! Am făcut, da? 30 de lei, vă mulțumim! Bă, Vere, bă, dar ce bună a fost ideea prostă de Ghebosă cu pepenele! Chiar da? Bună, frate! Salut, s-au făcut cafelele! Salut, Sherry, îmi pare bine! Vă salut, domnul patron! Noi astăzi trebuie să supraviețuim cu 5 lei. Tot ce putem face pentru bani, scopul nostru ar fi să câștigăm 100 de lei repede de căciură. 100 de lei! Ce ne da să facem? Dar vrem să amândoi! Noi doi, noi doi! Haideți cu mine! Hai. Pune-te pui pe burtă, fratele meu. Pune-te pe burtă. Cu durere și tu, băi. Da, 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 Sabin. Da, da. Cea mai bună cremă. Cât ne ofer pe ăsta? 15 lei. De bani cu a. Bun. De bani. Am dat 3, da, 4, 5, 6, 7, 15, 15, 16. Ha, și masaj de bani este, mă, și masaj de bani. Mamă. Mai dai-mă un puf, mă, că s-a intrat în piele, că e negru ca Ghebosă. Îți mulțumim, frate. Îți facem o poză, dar fii atent, eu vreau să ți ofer un serviciu. Dacă ai nevoie să cumperi, să fumezi țigări, să cumperi bere, să cumperi orice vrei tu, eu sunt de acord să mă duc să-ți cumpăr, să-ți iau tot ce vrei tu și îți dau și poză ce vrei tu. Bun. Dacă ai nevoie de ceva de acolo de la magazin, frate, tot ce acum și-ți ia. Am luat 10 lei să luăm bere la draft. Îi mai luăm 10 lei când ne întoarcem, pentru că asta e cursa, 10 lei, nu? Moldovene, unde e criptoza? Și am plecat cu ea, nu? Și a intrat aripioara, tati. Ăsta tăie roșiile ca la Craiova, știi că au să-i dau bani să mor. Adu-i Ligianu, ce zic aripioarele? Te urmează-mă și pe mine, pana, că o să zică lumea că eu frec carasul și nu muncesc și ia uite ce roșii frumoase îți fac. Mă bag să-mi fac o roșaorma. Bună ziua, salut, salut. Aș dori și o bere, dacă se poate? Și ce am mai trecat, să facem profit mai mult. Ia să vedem. Când o să vadă băiatul ăla că am băut în berea lui pe vlog, să moară. Fratele meu, treaba e în felul următor. Noi filmăm vlogul ăsta după niște reguli. Așa dacă poți să ne cinstești și pune că am fost să-ți luăm berea 5 lei. Gata, îți mulțumesc din suflet, îți mulțumesc. Am luat 10 lei. O și urma mare. De pui sau de ce? Ai doar de pui? Doar de pui. Ok. Se ia lipia, te dă pe carne, te încălzește. Acum vino cu mâna stângă la mine aici. Cartofi. Așa ți crește. Așa. Și pune tată. Că n-avem timp. Aici totul e vorba, gata mă că nu mănâncă cartofi. Doar îi fac așa o freză, atât, nu? Atât, hai carne. La șaorma, neamule! Hai cu comanda, hai cu comanda! La șaorma, la șaorma! Haide! Ce e mai bun decât ciorba? Doar kebabul și șaorma! Cere la o bucătărie usturoi. Usturoiul, să vină usturoiul! Tipă, usturoi! Usturoi! Ăla e! De toate fără picant, hai că vă pun uite așa, vă pun maioneză, usturoi. Ăsta a lucrat la Dristor, vine cu experiență mare de la București. Hai la șaorma, neamule! Asta aveți mugați, vrei? Vă face Shelly, cea mai bună șaorma! Din tot Costineștiul ăsta! Haide! Să facem tatuaje? Luăm două. Luăm unul așa pentru fete. Uite, uite, ăsta cu zâne, ăsta cu zâne. Îl vici de la femei, să-i dat prins de femei. 1, 2, 3, 4, 5 și cu 5, 10 lei. Ai emoții? Ia uite ce frumos a ieșit. La doar 5 lei. Yes. Ce frumos a ieșit. Ce frumos a ieșit. Vă așteptăm la tatuaje. Putem să facem un tatuaj contra cost. Putem să vă cântăm contra cost. Pot să te dau cu cremă contra cost. Vă fac și twerk, vă fac de toate. Tatuaj cu zână. Tatuaje bun, tatuaj. De ce nu fac eu asta zi de zi? Pune ei cu zână, că zâna e mai bun. Zâna măseluța. Și am mai făcut 20 de lei. Ăsta e bai Ghebosă. Powered by Ghebosă. Deci e 10 lei unul, da? Vă băgați? Bun, eu uite am mai făcut 30 de lei. Vă mulțumim! Am muncit de ori aici, ce bani merităm? Noi am spus cu domnul patron, scopul nostru ar fi 1 milion de căciură. Atât primiți. Perfect. Adevărat? Păi ziceai două, dădeam două. Două! Aia e acum, n-am zis. O luăm amândoi, da? O luăm împreună, da. Bagă-le muzunar. Perfect. Mulțumim mult de plăcere. Cum era voia șoamerii aici, cum se numește? Bazar la Gemeni. La Bazar la Gemeni. Oficial, cea mai cele mai ieftine promovări a Sherry, 2 milioane, de 2 milioane mă promovez. Cea mai tare cremă. Ia uite-l pe Ghebosă, ia uite-l pe... Aoleu! Îți place, te simți bine? Dar cum te cheamă, iartă-mă? Georgiana. Georgiana, stai așa. Exact, relax, relax. Nu, că știe. Îți mulțumesc, eu vă mulțumesc din suflet. Dar ne mai dați nouă ceva acum? Cât vreți voi să le dați? Wow! S-a dat 200. Wow! Avem fost, bă!
fâsul! Cel mai bun fâs! E bun să venim pe plajă! Cine vrea să dăm cu cremă contra cost pe spate? Hei, vă salut, bună ziua, vă salut! Vreți să vă dăm pe spate cu cremă contra cost? Dacă sunteți de acord să ne plătiți un leu per fâs, adică da, să le dați tu 5 lei, tu 5 lei, tu 5 lei, tu 5 lei, vă dăm pe spate. Bă, vezi că eu sunt chinat de la pe Eugen. Nu te gândi la nimic. Cum se simte fratele meu, ești bine? E bine rău. Fii atent că asta e de la mamaia. Uite așa de aici. Nu că nu spun pe bun, stai liniștit. La doar 5 lei. La doar 5 lei. Eu aș vrea așa. Și tu, da? Hai. Tu dai cu cremă și eu masaj. Bun, hai. Ce spate frumos ai, iubirea mea. Te-a pa fratele tău, ghebasa. Bă, i-a rămas două tatuaje. E imposibil ce am făcut noi acum. Asta e apă de mare, asta e mai bună. Din cauza la sare se lipește mai bine. Hai că mai e și Miriam. Gata, Miriam, uite acum. Asta care țâțele mari, punem pe țâțele, îi se pune de asta mare, frate, nu? Iartă-mă acum, dar n-am de ales. Wow. Uite ce frumos a ieșit. Wow. Ce frumos a ieșit. Mamă, ce m-au trecut toate apele, Costi. Hai să numărăm bani în primul și în primul rând. Ia scoate monetarul. Deci am aici 20 de lei. Și eu tot aceeași 300. 220 de lei, 221, 222 de lei, 232, 242 și tu ai 30 de lei. Deci avem 272 de lei momentan, ceea ce sunt suficienți bani pentru a face o investiție. Și o să vindem apă pe plajă, fraților. Fiți atenți că nu vindem apă oricum, ca să putem să vindem apă la suprapreț, nu trebuie să fie card, așa că o să avem un plan. Fiți atenți. Marketing, da? O să luăm o gentuță frumoasă de acolo. O să luăm o pungă de gheață de la șormerie de aici, pe care ce credeți? Nici măcar nu o să o plătim, că mai putem să dăm cu mătura 5 minute pentru o pungă de gheață. Căutăm cea mai ieftină apă din Costinești, umprem de apă și mergem pe plajă. Hai, tati. Noi ziua. Săruna. O geantă de plajă ne trebuie și nouă. Păi și noi o gentuță. Una cea mai ieftină, care e cea mai ieftină? 25, da? Ia. Am o propunere. Ne dai și nouă cumva o pungă de gheață dacă mai dăm 5 minute cu mătura? Ne dai? Mulțumim mult, e șeful nostru. Costi, bagă-te tu la mătura, mă duc să caut apă. Bun și tu. Ha, a rezolvat. Dați-mi mătura. Să vină mătura să mă bag cu ea în seamă. Mă, trebuie să ne gândim la o idee, să facem cât mai mulți bani într-un timp cât mai scurt. Da. Eu zic că toată lumea vrea apă la mare. Luăm o apă rece. Da, că era corectoare. Și le dăm instant. Și 10 lei. Și costă mătura pe ele. Aici, aici e magazin. Am văzut un magazin. Deci luăm pahare de astea, luăm gheață, luăm apă. Începem să le dăm la oameni, frate, pe stradă, că vrem să le întrecem pe jale, să facem și mai mulți bani de la fratele. Ghe, foa, mergem la supermarket, ca ăștia pe fareză niște prețuri apă, de n-ai cum să faci profit. E 5 lei apa și nu-mi convine. Bă, în București am găsit odată apă la 0,99 lei. Apă de aia. Cheia, nu știu ce, cheia pe care ți-o fac prietenii, nu știu ce cheie era, dar... Cât costă? 54. Vai o să... de mine. Mamă, 54 de lei, hă? Bă, fratele meu, eu zic să negociem la asta, zic să dau și măcar 40 de lei, e ok? Te roagă fratele tău că vreau să fac mai mulți bani, adică 40 de lei e ok. Pentru gheboasa, te roagă fratele tău. Hai! Pentru gheboasa, îți dau 40 de lei. Care e cea mai ieftină apă pe care o aveți? Apă prată. 2,50 lei. 2,50 lei? Mă întorc. Mulțumesc. Care e cea mai ieftină apă pe care o ai la vânzare aici? Ai idee? Ia să vedem. 1,80 lei. 1,80 lei? Cea mai ieftină 1,70 lei. Ia să facem plinul la ape de astea, Carpatina. Mamă, stai că am pus și carbogazoasă. Dar poate cer unii minerală. Fii atent, minerala mai scumpă, că e cu bure. Burerea aia costă? 23,80. 23,80? Da. Mamă, cam ești ieftin. Nu-mi poți să dăm banii pe el? Nu vreau, nu-i de vânzare. Cât costă? Cam cât costă? Nu ai bani să mergi plătești. E sigur? Ia-l doar împrumut și vii după aia. Bine, atunci îl dau înapoi, îți promit. Eu sunt ghebos, încântat. Îți mulțumesc din suflet. Îți promit că o să le aduc înapoi. Te aștept, chiar să aștept. Bine, îți mulțumesc. Asta crede el, am ars. Hai, să-mi ne bată Shelly! Hai, urpă Shelly! Shelly, unde e Shelly? Dă-i mă că pică pantalonii, mâncați aici gura ta! Bă, fii atent, ca să fie mai atractiv, să arate mai bine, hai să vărsăm gheața peste, ca chiar să rețină reci. Și pune acum gheața peste, peste, așa. Așa, tata. Aia zi. Aia zi. Ia uite ce bine arată acum, altceva, parcă ți se face sete. Acum semnăm paharele, frații mei, ca să le avem direct semnate, să nu mai pierdem timp. Unde să dau și eu? Da, de și tu. Pentru că noi vrem să umplem paharele astea cu apă și cu gheață, să răcorim oamenii pe plajă. Cât să-ți costă un pahar? Eu zic că 10 lei ar fi cel mai ok. Și mergi tu cu ăsta, ia și o cară să hai. Let's go la femei. Apă rece, apă rece, ca să nu ți se aplece. Vă fac cu apă. Pă doamnă, 10 lei apa, nu? Stai că o trezești pe doamna. Dar fac ce mă de fac, dar uite, 10 lei apa, poftim, s-a încasat. 20 lei, două ape? Da. Bravo, tati! Poftiți, mulțumesc. Cât, două ape? Două ape, tati. La 3 vă fac un preț special. 3 ape, 30 de lei, preț special, doar pentru voi. Și-ți dau, uite, și puțin așa să te recorezi, nu vrei? 30 de lei, da, perfect. Îți dau, știi așa? Da. Mai lasă și tu 10 lei acolo. Hai, mai lasă 10 lei acolo, că eu ce te fac. Mamă, 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 neam de neamul tău n-am făcut așa masaj. Dă-i pe ăștia 50 și dau pe ăștia 30 înapoi. Deci să-ți dau așa pe la încheietură, ia uite. Așa. Cum te simți? Bine. Păi, fetele, apă rece. Stai, vaporașul. Vedeți că asta e apă sărată, nu se bea, nu? Nu, dai și eu asta puțin, să mori și tu, până te-ntorci. Avem apă rece, apă rece, ca să nu
ți se aprece. Hai de la masaj cu gheață, ca să ai noroc la creață. Cât? 20 de lei? Două ape? Una, mă, una și dau puțin așa pe gheață să răcoresc. Uite așa, să te răcoresc aici. Să fie de norocul tău, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să fie să-ți trăiască tatuajul. Te pup, vărule. Hai de la masaj cu gheață, ca să ai noroc de o creață. Salut, 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 salut. Bună ziua, frații mei. Ai venit de toate. Ai venit ghebasă la voi, felul următor, am venit să vă vindem ceva. Noi vrem să vă vindem apă cu gheață, inclusiv cu semnătura mea pe pahar, dar voi trebuie să ne plătiți pentru asta. Hai, 10 lei, uite ea, uite a lăsat și paharul acolo, a luat și de banii. Tu vrei, da 10 lei, 20 de lei, 30 de lei, cine-ți vine, cine mi-ați dat bani? Ia fratele meu, ia că tu mi-ai dat primul bani. Ia fratele meu, te iubește fratele tău ghebasă. Ia fratele meu, el mi-a dat 10 lei să-l semnez pe spate. Da, 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 da. Da, pe semnătura mea, te pup, fratele tău. Bă, ce am făcut ăla pe spate, mă, să vară? Mama, dar are zrău. Haide, care vă masaj, vrea primul masaj? Bă, ce vezi voi? Cea mai bună apă din Costinești, pe bune. Să mor dacă vă mint. E 10 lei, dar e bună pe din izvor. Așa mi s-a zis despre PNR. Era prost pe PNR? Păi ce să vă fac dacă mergeți la concurență? Ea cei mai fraier din Costinești, dar noi suntem vânzători adevărați. Hai, cine vrea o apă, un masaj? O apă? Ia-o. Vă băgați la masaj, nu vreau mult, 20 de lei să mor. Ce 20 de lei te vinzi ieftin? Haide, șefule, pune-te pe spate să vezi că masaj. Fii atent, îmi dai banii la final dacă îți place masajul. Da, mă, dă-i așa pe spate, încet, unge-l, așa, mângâie-l. Ultima apă asta, vreau să o dau în 30 de lei, că e ultima. Glumesc, ți-o dau ție. Glumesc, ți-o dau ție, ți-o dau ție. Ia vezi aici. Ia vezi aici. Ia vezi aici. Așa puțin. El așa puțin pe vărul meu. Bam. El așa puțin pe vărul meu. Bam, bam, bam. Cum ai ieșit, ai grijă. Băi, s-a ridicat șezlongul. S-a făcut pe vărul de cealaltă pe șezlongul sus. 30 de lei masajul, tati. Să nu vă răcoriți de seară la jocuri de noroc, vă răcorim noi acum. Scoate banul. Scoate banul. Hai de Costi, hai de Costi, hai de Costi, hai de Costi. Așa Costi, bine, bine Costi, bine. Feli, mama, bună. Bravo, frate, niște bani ai să-mi dai și mie? Ia zi, face bine, a? Face, face. Ți-a făcut ceva masaj mai bun așa? Să ne contăm acum, nu? Rămân toți? 50? Da. O, tot e bine, mulțumim frumos. Mulțumim frumos, bossul. Bună, vă salut, cu drag. Am și eu o combinație pentru voi. Vă dau un pahar de apă cu gheață, semnată gheboasă, dar trebuie să mi-l plătiți 10 lei. Vreți? Hai. Merge. Hai. Unu. Mai vrea cineva? Mai vrea cineva? Două. Haideți, veniți aici. 10 lei. S-a dat paharul. Vă mulțumesc de suflet. Și eu te iubesc, și eu te iubesc. Ia uite, uite aici, uite aici. Hai următorul, următorul. Tu bagă gheața, Sabine, și fratele tău apa. Mai avem un pahar. Uite, bagă apa aici, gata. Imediat îți dăm, imediat îți dăm. Eu îți mulțumesc, iartă-mă că ți-au banii, dar... Pe ultimul vinde mai scump. Ce bun. Pe ultimul, ăla e ultimul? Ultimul. 15 lei. 15 lei. Având în vedere că am vândut absolut toată apa, a făcut Costi și masaje, rămânem cu gheața asta și cu punga asta. Și cum avem toată gheața asta care nu este încă topită, ne gândeam să cerem 5 lei să punem gheața oamenii în pahare. Hai să vedem dacă iese vrăjeala asta. Cred că asta e o vrăjeală ieftină. Asta chiar e o vrăjeală împuțită, dar hai că încercăm. Dar ce bea băieții aici? Oh, poftă mai, poftă mai. Berile goale. Auzi, dar să cam ia berea asta. E cam caldă berea asta. Pentru 5 lei îți băgăm un cub de gheață, ne-a vrei? 5 lei, uite, ți-am băgat cubul de gheață. Ia ceva. Încă 5 lei, încă un cub? Încă un cub, da. Hai, dă-mi un milion și aduc 4 beri, dați. Hai că mă duc acum să iau 4 beri. Bă, Costi, 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 nu! Ce? Nu mai bade aici, că-s mai scumpe. Ia de acolo, că-s ieftine. Cât e berea? 10. Cât? Nu e! Dă-o înapoi, dă-o înapoi, ai dat banii? Da. Lasă-mă așa, lasă așa mă, că oricum avem, uite cât profitul avem, ești nebun? Da, da. Mamă, bravo. Bă, Costi, băi, trebuie să facem profitul mai mare. Cer scuze, mai bad, mai bad, mai bad. 4 beri, 40 de lei, genat 1 milion. 60 de lei profit. Puțin pentru noi. Care plimba în cărucioare, bă, 5 lei. Oricum ne-ai șmecherii rău de azi dimineață, chiar ne-ai șmecherii rău. Dar deja vorbim în alte sume. O să ajungem prima mai anor să facem investiții în imobiliare. Să mă ierte băiatul ăla care o să afle acasă acum. Hai la regii noștri, să bea șefii noștri berile. Pune și gheață la șefii noștri. Unchiu, vă ajut cu un cup de gheață la frape ăla. Unchiu, un cup de gheață la frape. Sunteți cu mașina, am înțeles. Oferim apă cu gheață. Să răcorim pe toată lumea. Gata, fratele, mă uit acum. Asta e mai scump. 15. E ultimul, băi, ultimul pahar de 15 lei. Mai ai 5 lei? Nu mai am. Hai, lăsă că îți lăpă 10 lei. Hai, hai, hai. Mersi mult. Să-mi iată gheboasa. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Un par cu apă, da, îți dăm. Ăsta, uite-l pe 10 lei. Gata, hai să mergem de aici, haide. Bun. Ăștia s-o oftică că ne-a furat business-ul, mă. Mulți oftic, cea că a venit și a face, facem bani peste ei aici la mare. Cred că la cu porumbul plânge. Fiți atenți, dacă îmi dați 20 de lei, vă fac o piesă pe rog despre Brăila versus Garaț. Aveți 20 de lei la voi? Cine plătește? Haide, facem poze cu maimuța! Piesa pe loc, da? Costi, vino să-mi faci așa un ta na 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 ta ta. Ia-uzi, ia-uzi. Băieții fac bani grămadă. Ta ta. Au multe fete, era
campioni, bă! Vrei să vă fac, dacă vreți, vă fac și personalizate după nume, dacă vreți, pentru extra bani. Banii tică, noi suntem prostituate. Ohoho! Dă-mi coacă, te rezolv eu, nu-i problemă. Ea este Miriam, ța, 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 și ascultă mult pe Ian. Dar în weekend pe salam, ța, 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 doar ăla e number one. S-a dat banii, ța, ța, s-a dat banii? Ța, ța, a dat, da. S-a dat? A dat, hai. Vă iubim. Hai să numărăm ce am făcut. Da. Mi s-a părut cea mai mare combinație de până acum, sincer. Asta cu tatuajele a fost cea mai slabă, deci am pierdut și mult timp și am câștigat și foarte puțin bani. Și le-am mai și, s-au mai și simțit bine fetele, ceea ce da, e frumos. Am început de jos, da? Acum mult mai ușor vin banii. 2 milioane 225 de lei am aici. Băi, eu am aici 3 milioane aproape. 3 milioane și 3 milioane 100, 3 milioane 200, 3 milioane 300, 3 milioane jumate am eu aici. Acum eu zic să facem așa un mini concert, ce zici? Te bagi și eu-s managerul tău astăzi? Păi da, dar trebuie cum facem să atragem oameni la concert, pentru că noi nu avem o muzică de tare încât să putem să-i atragem. Facem rost de o boxă, o închiriem, vedem. Hai să vorbim cu ăsta la bar, poate dăm microfonul și fac chiar la bar la ei. Ce zice schema asta? Să mergem la bar la oameni, să le zic, dați-mi microfonul, să fac o cântare aici, poate aducem oameni. Frate, e concert Ghebasa, veniți aici la barul ăsta. 10 lei intrare la Ghebasa. 10 lei, măcar să câștigăm ca lumea. Vreți să facem un mare concert pe plajă? Pentru asta ne trebuie o boxă și un microfon la care să cânt eu. Tu strângi dedicațiile și banii și eu iar le bag limba în ureche. Da, dar să vedem unde găsim boxă. Ce faceți, mă, băieți? Cum merge? V-am ars din orice punct de vedere. Ia uite aici. Dar de ce? Câți bani aveți pe buzunar? Aveți așa ceva? Ați mai văzut asta albastră vreodată? Da, stai, da, știi că avem mai multe. Ia stați, mă, cu minți. Câți bani aveți acolo pe buzunar? Bă, n-aveți voi treabă. Zi, mă, câți aveți? Hai să-i numărăm. Zi totalul. Am vreo 6 milioane noi. Ce înseamnă 6 milioane? 6 milioane aveți? Deci copiii roștri, mă. 600 de lei. Hai, vă pup. Hai, vă pupăm. Pa, pa. Vă iubesc, pa! Hai, s-a ofticat? S-a ofticat maxim. Aveam 444 aveam. Și-am mai făcut. Și-am mai făcut un... Bă, 60 de lei de la Betus. Hai, mă, zi, 5 milioane aveți. Și iau 6. Dar suntem cât de cât echipați. Eu am 1.700.000. 1.700.000? Da. Și aici tu mai bine, mă. Salut, salut! Nu, 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 banii mei! Zi, mă, cât ai? Nu mai, mă, că mă supăr. Nu e păcat să numeri, știi? Dacă e numeri, nu-i mai faci. Adevărat? Asta e să se adune. Bine, mă, hai. Bine, mă, hai, hai să ne mai uităm deloc. E concert, e boss, să vină cu aia. Vreți să veniți la concert? E 10 lei, intrare. Hai, frate, dă 10 lei. Mulțumesc, gata, stați aici, că 5 minute începe concertul. Mulțumesc. În 5 minute începe, 5 minute începe concertul, Ghebasa. Două intrări. Bine. Bine, două, pentru mine cât mai gras. Bun. Mulțumesc, șefule, te iubesc. 10 lei intrarea la Ghebasa. Uite cât ți-am adus cheme. Aici e intrarea, haide să le luăm și banii. Sabino, ocupă-te de intrare. 10 lei intrarea, vă rog frumos. 10 lei, 10 lei, da? Îți dau 20. Bun. Perfect. 10 lei. 10 lei. Ghebasa. Ghebasa. Bun. Bun. Vreți la concert, Ghebasa? Aoleu, aoleu. Casa de marcat aici. Bă, nu dau tot, bă. Haide, Costinești! Ia bani, dragi, bani! Vezi la concert 10 lei intrarea! E 10 lei intrarea! Am ajuns în gara din Costinești, locul acesta care se va umple imediat pentru că urmează să vină un tren și planul nostru este să ajutăm oamenii să ducă bagajele până la cazare, să recărăm bagajele, să ajutăm femei mai în vârstă și domn mai în vârstă să se urce în tren dacă e cazul și practic acestea sunt serviciile pe care noi vrem să le oferim. Hai să vedem trenul când vine! Poți să iei chile, să te îngrași și dacă n-ai bani, n-ai cum să-i super poși menghiera și dacă n-ai bani. În timp ce noi încercam să urcăm poșete și bagaje în tren pe 5 lei, fratele meu Ghebasa, împreună cu impresarul său Sabin Streza, deja primiseră ofertă de la Beach Barul din Costinești să-ți țină concertul acolo, unde au mai venit și peste 100 de oameni care, evident, trebuie să plătească intrare, că doar e concert, nu? Hai să vă ajut eu să băgați bagajele, doamna! Hai să vă ajut cu bagajul, doamna, că pare greu! Haideți să vă ajut! Mă, să-l tași pe 5 lei! Mă, să mut la cap! Mi-a dat gherlă. Hai să vă ajut cu bagajele. Cine vrea să-l ajut cu bagajele? Să vi le dau jos, să vi le ur sus. Ziceți, mă, vi le ur jos, vi le cobor sus. Cum facem? A, dar ce țeapă ne-am luat cu trenul ăsta să mor. Uite, au coborât acolo. E, cățelul, 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 cățelul. Stai, stai așa, nașule. Urcă fărul, urcă fărul, că pleacă cățelul. A, ce țeapă ne-am luat. Ce țeapă ne-am luat. You want me to help with your luggage? You don't need? Oh, okay. N-am făcut, bă, nimic și am mai făcut și 20 de minute până la gară. Bă, 20 de minute până la gară și niciun bagaj să nu cară. Ai făcut, mă, niște bani? Ei, ce bani, pe ce? Păi n-ai urcat ceva în tren? Am urcat poșetă la doamnă, dar mi-a zis să mor dacă am ceva. Am crezut-o. Frate, eu câinele am vrut să urc, dar nici nu l-am prins. Era ager. Ce să facem, Costaches? Ce să facem? Hai înapoi pe plajă, mă, că acolo am tot. Bă,
concertul Gheboasă de la Boxă deja s-a transformat într-unul real, dacă e să luăm în considerare sumele pe care le-au făcut. Deci, ca să înțelegeți ce facem, acestea sunt prosoape personalizate cu nume și ne ducem pe plajă și le vindem mai scump către oamenii pe care îi cheamă așa. Alex, Alex, în primul rând. O Andreea, sigur, găsim pe plajă. Clar. Cristina, uite-o, Cristina și mai am unul de băiat. Păi ai luat Alex și mai am un tot un nume un simplu. Un Andrei. Un Andrei, avem? Aveți un Andrei? Aha, bravo. Alex și Andrei, hai păi. 40 ori 4, 160, ne lăsați la 120, 130? Nu, dă-mi 150. 150? Bine. Hai, leu ce ne-a spus, doamne, ne-ați omorât. Ce greu se negociază, vă, în costinești. Incredibil. Bă, asta s-ar putea să fie o chestie la care pierdem bani, vă zic sincer, dar o încercăm, știi cum e în afaceri, nu rici, nu câștigi. Nu știu dacă reușim să le dăm mai scump, că deja sunt foarte scumpe. 150, da? Poftiți. Eu zic 80 Andreea. De lei, că sună altfel. Bine, hai. Andrei și Alex, hai mă, că îi torn pe ăștia doi. Bă, Vere, s-a pus Gheboasă să cânte, noi am venit să vinem pe soapele astea și e Gheboasă la concert acolo. A vorbit cu ăia să-i pună muzica în boxe. Ia să-l dăm în jos. Bă, ce e aici, mă? Bă, nu-i mai dați niciun ban! Am și o întrebare! Liniște un pic, liniște un pic! Joseli! 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 N-avem nicio șansă, Costi, hai să plecăm de aici, că nu... Gheboasă! 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 Alex, am și un prosop pentru Alex! S-a dormit studentă și s-a trezit influență! Căciu nu mai gang, cu frații pe tec! Aoleu! Puși, bă, că vin o grămadă, bă! Stai puțin, că-mi cap pantalonii! Bă, pup, frate! Bă, le-am luat banii și am fugit, eu cred că oamenii s-au supărat rău. Bă, chiar s-au supărat, dar s-au supărat că n-am stat la poză, mă, dar regula e strictă. Azi nu avem voie să facem poze. Alex! Andreea! Alex! Andreea! Andreea, unde ești? Caușo, Cristina! A văzut-o cineva pe Cristina? Bună, te cheamă Andreea? Cristina? Nu cheamă pe nimeni Andreea? Bă, nu există, bă, frate, e un nume comun. Ce aveți, mă? Mai puneți nume la copii, Cristina, vă rog eu mult, că nu vând prosopul ăsta, neam. Andreea? Cristina! E vreuna Andreea? Cristina? Te cheamă Cristina? Te cheamă Andreea? Băi, fratele meu, mâncați-aș gura ta. Ia să vedem câți bani avem aici. E strâns pe aia, bagă peste ăștia, fratele meu, că fratele tu are talent de țigan, dă-i număr imediat. 100, 200, 3, 400, 500, 51, 52, 53, 70. 71, 72, 73, 6, 97, 98, 99, 10 milioane în cap, da? Vai de cap! 1, 2, 3, 9, 10, 11 milioane. 11 lei, 11 lei, 20 de lei. 11 milioane și 22 de lei. Bun, ora 3 jumate. La ora 3 jumate avem 11 milioane și 22 de lei. Deci în 3 ore, eu zic că am ieșit destul de bine, momentan. Băi, dacă le întrecem pe șirile, luăm toți banii. Power! Îți Gionule! Andrei! Andrei, unde am ești? Am un prosop special pentru tine, mâncanță, ești talentul tău. Uite-te puțin, l-am adus special pentru tine, te caut de azi dimineața pe plajă. 80 de lei, îți dau și eu prosopul ăsta. 80 de lei? Păi e cu numele tău, frate, pe... Băi, ți l-am adus special! Uite ce s-a propus acolo, o chetă, se aude din spate. Ți-a dat, domnul, la chetă. Hai, mă, 10 lei, 20 de lei de acolo se adună. Ți-l semnează și Shelly, dacă Cristina? Vrei. Cristina? Ia uite, 80 de lei, ia la Andrei. 80 de lei, s-a vândut prosopul! Șeful nostru, Andrei! Te caut de azi dimineața, Andreea, l-am gravat cu Shelly. La cazare, ne-am trezit de dimineață. Doar 80 de lei, atâta. Păi și tu, păi și tu, chiată, uite băieții ăștia frumoși aici. Andreea, te cheamă Andreea? Mamă, ne când te caut, de azi dimineața te caut. Gravat de noi, de dimineață. Cu mâna mea am gravat numele ăsta, doar 80 de lei. Alex? Nu vrei, Andreea? Nu vrei? Uite, uite, să semnăm prosopul la Andrei. Hai, Andrei, vină cu a 20 de lei semnă. Nu, mă, gratis, gămesc, hai, vină cu a. Ce frumos aici, ne bogați. E, frate, e chiar e. N-ai văzut ce grătar aveam? Bună ziua! Bună ziua! Te salutăm cu drag! Trebuie să facem cât mai mulți bani. Exact, dar noi vrem să muncim pentru acești bani. Și dacă ne dai 2 lei și 3 lei și 5 lei, eu am de gând să duc gunoiul, să sfăr geamuri, să orice. Dau mai mult, dacă udăm curtea... Bun, super! Perfect, hai să facem treaba. Super, hai să facem. Ia să te mă începe treaba! Tu urci și el, mă! Bun, asta e muncă, tată. Și el, ia uite unde sunt, la Grand Bahia Hotel, mâncați-și gura ta. La Costinești, la frații mei, cei mai buni. Dacă vreți să veniți aici la cazare, le găsiți pe Gheboasă. Bun, facem aici treabă. Cum merge acolo? E foarte bine aici, foarte frate. Foarte bine, bun. Băi, la muncit cu mâinile noastre. Hai, mă, băiesc, câte 10 lei, 20 lei. Ce înseamnă, mă, 10 lei, tu 10 lei, tu 10 lei? Dă-ți o chetă pentru Andreea, mă. Andreea! 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 Uite, l-am găsit pe Alex, pană. Ia să-ți dau și restul. Mamă, dar n-am rest, să-ți dau. Dă să vrei să-l să-ți-l semnăm? Hai să-l semnăm la băiat. Dă și mie marcă la puțin, Andrei. Ce vrei pe 10 lei? Nimic. Să-i strângi mâna. Să-i strângi mâna, să-i strângi mâna, mă. Dă să-i semnăm aici, lui Alex. Ce vorbești, mă? Poftim, Andrei.
Copilul ăla mi-a dat 1 milion, ce înseamnă că zăi răstușii? Ba, tu dau puțin cu mătura, nu? Da, facem, cum să nu? Super, super, îți mulțumesc! Eu chiar cred că aș putea stau la mare și 2-3 luni de zile, mă. Făcând asta, mi se pare o muncă foarte, foarte plăcută, nu e o muncă grea. Ia uite aici, hai, facem da, la bolobog, da? Altceva! Eu zic că putem negocia și un salariu, adică... Super, eu sunt de acord, este de acord! Ne băgăm, începem de ieri, dacă nu, se ne place poate. Salariul. Da? Deci tu cu aspiratorul că îl bag în priză. Oglinda. Bine, mă, bravo! Hai să merge treaba! Și avem așa, 1 leu, 2 lei, 3 lei, 4 lei, 5 lei, așa? 100 de lei, 100 de dolari, 1 leu, cum avea, ta, 200 de dolari, 300 de dolari, 400 de dolari, 100. 500 de dolari. Uite, ești lui 100. Wow. Și-am dat cu aspiratorul. Vă mulțumim pe suflet pentru tot și pentru faptul că ne-ați permis să facem curățenie. Bun, am mai făcut 100 și cât sunt aici? 4 lei. 105. Bă. 4 lei, mă, mâncați-ți gura. Ne-a dat 1 milion și 4 lei omul. Dar totuși, omul e power, bă, frate, ești nebun, din orice punct de vedere. Nu mă așteptam să ne primească, frate, uite ce are la poartă, are un XM. Păi cred că-s 2 România pe bune, Maxim. Nu știu, dar îmi place foarte mult. Hai, mă, cineva, hai, încă 30 lei! Încă 60 lei! Hai și tu, uite, mai văd 10 lei acolo. Hai, băieții! Hai că Andrei are deja o mână pe el. 50 și se mai poate. Perfect! Stai așa! Repede și încă 20 lei, ce ai? Andreea, tu n-ai pus nimic? Pune și tu 10 lei, că-i păcat. Andreea, vino și tu, vino cu 10 lei, Andreea. Uite, uite, am văzut eu, ia 10 acolo. Ia 10 țigări, lasă-i acolo. Aia nu stai tăi? Gata, zic Andreea! Cristina, tu ești? Cristina, da. Tu ești Cristina? 80 de lei, avem acest prosop bumbac, stă asta, doar 80 de lei pentru tine. E fix făcut pe măsura ta, Cristina, ia uite, ia vezi. Mamă, ce bine stă! Mamă, ce prosop are Cristina! De ce, Zoi, nu faci 80 de lei prosopul ăsta? Nu! Deja am pus acum, nu mai putem să... Hai, Cristina, 70! Uitați! M-am tatuat cu Shelly pentru prosopul ăsta, haide-te! Hai, Cristina, 70! Îl iei tu cu Cristina? 80 de lei! Ia uite, ți-l ia băiatul! Pentru cantina Bă, e în bani bun, băiatul. Dacă aveți un marker, Shelly vi-l semnează cu 20 de lei. E boasă, încântat. Te pup, bucuritin. Ce faceți? Binișor? În excursiune. Hai să vezi ce masă curată fac eu. Dar ce bine că ne lasă oamenii, frate, ce oameni buni la Costinești, wow. Da, serios. Mereu mi-am dorit să am spectatori în timp ce șterg masa și visul meu s-a împlinit astăzi. Mulțumită lui Shelly, fratele meu. Te-am ars și astăzi. Bă, la toate vlogurile lași pe Shelly, bă, deci nu se poate să câștige în fața mea niciodată. Ca să zici că n-am făcut curățenie. Ia uite, a mea cum e. Păi asta e a mea. Ah. Și ia uite-o pe a mea, mâncați-și gura ta. Da, că am dat eu acum. Acum și valuta, nu? Oh. Să bezi o bere de păi Nicolae Grigorescu, mâncați! Direct la caserie. Uitați 10 lei și de aici. 20 de lei. 20 de lei, Nicolae Grigorescu. Un fel de Ecaterina Teodorescu, doamnă. Mulțumim. Noi filmăm acum un vlog și dacă ai vrea să-mi lasă să spunem câinile pentru 1 leu, 2, eu sunt de acord. Da? Cum îl cheamă? Zaza. Zaza. Hei, Zaza, ești cu gheba asta. Zaza. Hai, Zaza, să alergăm. 10 lei. Eu sincer așteptam 1 leu acum că mi-a dat 10 pe Nicolae Grigorescu, e bonus. Ai fost cu gheboasa, te iubește gheboasa, Zaza. Haideți. Perfect. La treabă. Bună munca, frate. Băi, meseria e brățară, daur, frații mei. Să-l omorâm pe Shelly. Păi sigur face mai mulți bani decât Shelly. L-am omorât la toate vlogurile. Hai că mă să caut să văd dacă mai e ceva. Bine, bine, hai că eu termin aici. Hai, mai e ceva de pus că eu am terminat cu pufuleții. Hai să mai vedem în față. Haide dacă mai e ceva de luat. Da. Ne mai dați 2 lei? V-am mai luat 2 lei, frate. Oh. Vă mulțumim. Hai, încă la zile astea și... Hai să le punem aici sus și gata. Frații noștri, am cam vrea să fim plătiți acum. Am înțeles că tu ne plătești, nu? Aoleu! Cu 1 milion? Ne plătești? 1 milion? Sunt de la magazinul la un pas. Am luat 1 milionul și de aici pentru că am muncit. Vă iubim și mergem mai departe. Rămâneți cu noi. Dar acum trebuie să dăm un dublaj, frate. Și nu mă refer să mergem, să mă refer cu mintea noastră să ne gândim, să analizăm. Ia uite-mă cum putea să o aliniez. Deci eu în mod normal n-aș încuraja treaba asta absolut deloc, dar sincer, la ce nervi mi-a făcut gheboasă. Până la urmă, decât să ne iei banii, nu? Și oricum noi rămânem fără corect, bani. Dacă nu mai au ce să ne ia. Nu mai ce să ne ia, exact. Corect, n-ai cum să pierzi. N-avem cum să pierdem, noi doar putem să câștigăm acum. Da, atât. Da, da. Ca să ți ziceți, nu facem absolut nicio reclamă la jocul de noroc și la nimic. Și nu, frate, dar situația ne bagă în așa. Asta, dar... Uite, ideea cu Costi, teoretic, n-ai cum să pierzi. O, am 3 cireșe. Noi sunt 12.50 de lei până pe 15. Banii deja nu mai sunt ai noștri. Uite, frate, nu ca gheboasă, un artist adevărat. Hai să-i dăm și noi ceva la băiatul. Bă, vezi că ai lăsat cam mulți. Ai lăsat cam mulți. A, de măi, am lăsat 40 de lei. Bă, nu mai pot, hai că mai avem puțin și trebuie neapărat acum să facem bani.
Și am o idee, ți-am zis-o, da? Punem niște bilețele sau vedem noi de ce facem rost și punem acolo un premiu. A, deci spui să le punem într-un bol, da. Și oamenii să aleagă din bol și dacă alege un premiu câștigător, noi le dăm premiu câștigător. Ce preț să punem la bilet? Undeva la 10-15 lei. Uite magneții, hai să luăm magneții. Hai luăm o tâță de asta. Și uite, na, deci care e șmecheria? Asta e șmecheria ta, tată. 5 ursuleți de pluș. Unul fără un ochi. 185. Mi se pare prea mult, frate. Dăm 140. Îți dăm 120. 120. Sunt toți banii pe care avem, 120. 130, am ajuns într-un punct în care 130. E bine și pentru mine și pentru tine, 130. Bun, hai să vedem. Și un cadou. Și cadou. Am primit și un cadou. Îți mulțumim. Ce spui? Mulțumim mult. Nu, frate, avem, stai liniște. Hai, avea invitații la Vlad? Da. Vlad Arena! Vlad Arena! Cau și eu, trei invitații. Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat, am auzit că era un băiat care avea așa un tank de ăsta mare de invitații la Vlad Arena și încerca să le comercializeze pe aici. Și încercăm și noi să aflăm dacă e ceva bani de făcut din asta, dacă nu, să-i facem un flagrant, un 16. Uite-mă, șagaurul. Unde, hai, mă, uite-l. Unde, mă? Vrei și noi invitații. Ai invitații la, da, Vlad Arena? Da. De unde sunt? Vă lasă împărțiți? Da. Dăm și mie niște invitații. Cât costă? Scap și de rep. Nu le vând. Nu le vinzi? A, gen, dai pe degeaba. Sunt pe Moca? Păi dăm și mie, ne dai câte două, că suntem cu prietenele. Mamă, mulțumim frumos. Mulțumim, frate. Mulțumim frumos. Mulțumim. Te pup. Bă, ești de bun, credeam că revin de până să-i facem 16 la om. Revindem noi acum. Hei, vezi niște invitații la Vlad Arena? Vrei să mergeți la Vlad Arena în seara asta? 120 de lei bucata. Să avem, cât avem în total? 4, frate, 4. Uite. Dar mai facem ăsta dacă vreți. Pentru voi. Păi da, i-am luat de la el. Dar le dăm cu același preț. 1200. Eu de-aia cu 50 mai am acasă. Băi, în gura lui Stasiu. Mergeți la el acasă, uitați-vă la el așa. Da, ați merge la el acasă, sincer. Hai să pun din 50 de fiecare 2 milioane și te-i luăm și plecăm. Băieți, ultima ofertă, vrei așa? Da, mă, frate. Ultima, da, ofertă, 2 milioane, vi le dau pe toate acum, dar repede, gen, ori le luați acum. Hai, dă 1 milion și dă și celălalt milion, hai. Vă pup, băieți, distracție plăcută. Pa, 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 pa. Mă, ce sens avea să mai tragem de ei, mă, frate? Hai, mă, să-i dăm bani înapoi. I-am luat gratis. Băieți, stați așa, să vă dăm bani înapoi. Vă pup, pa, 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 pa. Distracție plăcută, pa, pa. Noroc. Bă, ce băiat bun, bă. Să mor dacă le dăm ceva înapoi. Am venit să luăm premiul cel mare. Iar premiul cel mare vrem să fie un ursuleț de pluș imens. Dar așa tocmai că... ce am văzut că este 100 de lei. Trebuie în felul următor că noi să vă facem puțin reclamă, dacă ar putea să ne faceți o reducere la el sau să ne luați pe gratis. Pe gratis. Bun, pe gratis nu mi-l dați, dar măcar acolo 50-60 de lei îl dați. Cât trebuie să vă dăm? Dăm 50 de lei. Haideți că 50 de lei vă dăm. 50 de lei. Mulțumim mult. Vă mulțumim din suflet, vă mulțumim. Chiar ne-ați salvat. Mamă, del fratele tău să-l țină. Și jur că m-aș băga la somn să-mi rulez filmul pe șezlong. Bă, ascultă-mă, ce facem cu asta? E 10 lei poza, da? Așa. Să facă poză cu tine 30 de lei. Cu mine 20. Dacă vă aducem clienți, ne lăsați și nouă poza la 5 lei, dar vă aducem clienți bombă. Hai la poza, la poză! Faceți poze cu maimuța! 30 de lei poza cu Shelly, 20 de lei cu mine. Și 10 lei poza normală. Iar fără niciunul. Fără niciunul. Hai la japcă, hai la japcă! 30 de lei, mult. Bine, mă, 20, da. 20 la mine. 15 la mine. Zâmbim în 3, 2, 1. Bă, ia să tragem o concluzie după sesiunea asta de poze. Sesiune după care vom dona toți banii, deci nu mai merge asta. Eu mă stau de prost, că am luat bani de la oameni și de la copii. Deci măcar tot ce putem face ca să ne reparăm fapta este să donăm toți acești bani imediat. Mă, deci ăștia nu putem să-i jucăm. Îmi pare foarte rău, trebuie donați. Când făceai concerte Five Gang era bine, a? Mite în grina, nu luai așa pe stradă, nu? Nu le făceai preț la oameni. Cât vrei, mă, pe poză? Jaf, cât ai? 50 de lei, 100 de lei, cât ai pe poză? Bă, pe mulți am azi. Nu mai, gata. Pe oamenii vor să ofere bani în continuare. Oamenii acum din Costrești, bă, ne-au văzut acolo, au văzut că am plecat și acum îi vedem așa pe stradă cu șerii. Da. Uite, dar mulți au venit așa, gen. Hai să facem poză, trăiți ai ție. Dar știi că mâine vin la Costrești și umblu așa pe stradă? Te-ai prins acolo că merge și dai în continuare. Îl iau pe pană cu mine și da, luau fiecare. Cred că și Gheboasă, se gândește la asta în acest moment. Chiar, ce o face oare domnul Gheboasă și cu domnul Streza? Frații mei! Avem cea mai tare tombolă din Costinești. Bun, mă, Costile, avem bun rău. Vrem să vedem ce reacție oamenii când ne văd în parc și când începem să le împărțim bilete, contra cost, bineînțeles. Hâșjomule, haideți să vedem cine câștigă premiul cel mare. Bună seara, am dorit să închiriem și noi două motociclete din acelea, dacă este posibil. Cât face pentru... cât să luăm? Stai să vedem întâi prețurile. Cât costă? 50 de lei pentru jumătate de oră, 100 de lei pentru o oră. Luăm acum 50 de lei și vedem. Dar ne faceți, ne puteți lăsa la 40? Vă lăsăm 5 minute în plus. 5 minute în plus și lăsați în 50? Am înțeles, ok. Hai să vă plimbe și Eli cu scooterul. Păi stai puțin, că trebuie să și decartezi înainte. Așa. A, pe degeaba, nu? Pe noi le-am închiriat pe astea pe bani. Trebuie să scoatem prâlea.
Oleala. Salut, salut, ia uite, mă, zici că e berechet băiatul ăsta. 20 de lei, ai preț special, special pentru berechet. Hai, vino cu acea urcă. Ai luat client? Am luat client, corect. Hai și eu, cu 200 te iau, hai. 20 de lei, hai, scoate banii întâi în urca așa, aici e ca la prostituate. Banii înainte ca la prostituate. Am luat și eu client, tati. Hai, pană, urcă-n aia că plecăm, că am luat client. Între timp am fost să luăm și niște bomboane, care au fost vreo 20 de lei. Și niște prelocuri, care au fost și astea vreo 30 de lei. Și acum mergem să ne facem talentul. Și ce mai faci, berechet? Ce lansări muzicale ne mai pregătești? Colaborare cu Jador din nou. Urmează cu Jador? Și ce altceva mai pregătești? Ceva mai pe trepă, așa? Berechete, tovarul și tu? Da. Astăzi la pachet. Asta e bine. Stai așa, ia să-l sunăm pe berechet. Se face o intervenție de gradul 0 aici, de la berechet către berechet. Opa! Opa! Inamici! Inamici! Gheboasa! Bă, ce aveți, mă, cu noi? L-am luat pe berechet cu noi, Gheboasa. Gheboasa, voi pierdeți din stai, pentru că noi suntem cu berechet aici. Bui berechet. Mamă, chiar am zis că e berechet. Berechet de România. Te pup, berechet, ce faci? Stai aici cu berechet. Bă, te-a cronat. Ce dracu s-a întâmplat? Stai așa că ne-am întâlnit și cu echipa adversă aici. Aia stai așa. Stai să vezi adversarii noștri care sunt absolut niște penari, frate, fac bani. Bă, fac bani. Arriba! Arriba! În continuare, eu și cu Costi am mai reușit să agățăm doi clienți de unde am mai făcut 20 de lei. Deci, per total, investiția noastră a fost una proastă rău de tot. Dar bine că au făcut Gheboase și cu Sabin bani cât pentru noi doi la un loc, cu tombola lor care, sincer, e javra drumul mare. Avem și primul participant. Bun, haide, te rog frumos. Arată-și la cameră. Gheboasă, dansează cumva? Ne pregătim de show. Credează Gheboasă face show. Dacă e tot Gheboasă, dansează mor. Ursuleț de pluș, bravo! Fratele mai căștigat, un ursuleț de pluș. Deci am dat ursulețul care n-are un ochi, da? E mișto. Vă iubim. Încă 20 de lei. Hai din nou. Te rog frumos. Bomboană! A câștigat o bomboană, Rafaelo. Meriți bomboana. Mulțumesc. Pentru 20 de lei, mă, o bomboană ne-ai dat Gheboasă. Dacă pic chiar Gheboasă, dansează mor. Magnet de frigider. Incredibil ce-a primit. Toată lumea vrea, ok. Mie, eu sunt casierul. Te rog frumos să alegi. Ursuleț de pluș. Ursuleț de pluș. Forță. Poftim. Mai avem aici, da, încă 20. Bomboană, Rafaelu. Poftim. 20. Magnet de frigider. Magnet de frigider. 20. Avem aici, ok? Hai, avem plăcere. Ursuleț de pluș. Ursuleț de pluș. Nu-i ăsta, nu-i ăsta. Uite, poftim, te rog frumos. Magnet cu țâțe. Un magnet cu banală. Bomboană, mamă. Ai câștigat, ai câștigat un leu, mai ba. Mai ba. Ce, mai vrei o dată? Aoleu. Avem aici pe cineva care a mai vrut să-și încerce norocul și mai costă doar 10 lei în plus, o a doua oară. A treia oară. 10, da, 10. E a treia oară care a băgat. A treia oară. Îmi place că nu se lasă. Magnet de frigider. Două ori vrea, de două ori vrea. Bomboană. Bomboană. Aoleu. Aoleu. Vrei să participi? Vrei să participi? Dacă ne dai 20 de lei să iei din astea și tu. Ne dai 20 de lei, îți faci de aici ceva și aici o să câștigi ceva. Nu faci asta, mă, nu faci asta. Bagă-mă 20 de lei, frate. Poți să câștigi premii cel mare. Bă, dar ce metode au ăștia să facă bani, băi, nene. Hai, bagă 10 lei, haide, mai ai una. Hai să fie cu noroc, hai. Merită. Preloc! Bă, băiatul ăsta a băgat 2 milioane, ești nebun la cap. Ursuleț de pluș! Uite, poftim! Ai câștigat de la Gheboasă, ursuleț de pluș! Unde am bucat să te joci de la voi asta, că nu e bine, crede-mă! Poftim? Bă, nene, hai să găsim o modalitate, să facem ceva. Ce să le faci? Hai să le luăm ursul ăla tot, să le dărâmăm jos. Mai vreau o dată, bă, frate. Băi, deci nu se lasă, bă. Băiatul ăsta a băgat 2 milioane sigur aici, frate. Dacă pică iar Gheboas dansează, mor. Marele premiu. Pentru că a luat marele premiu, acest urs este al tău, fratele meu. A luat marele premiu. Fraților, este ora 9 și s-a sunat, ne pare rău, vlogul se închide aici, haideți să vedem cine a câștigat și cine a făcut mai mulți bani, sunt tare curios. Haide, te rog, nicio șansă cu țiganul, nicio șansă! Auzi, să nu vi se facă rău, vă rog frumos, ați mai văzut așa ceva? Nu, mai acolo, stai să-l văd și așa aici. Ceva? Nu, nu ne ascultă. Yeah. Te rog frumos, stai puțin. Arăți de tu pe ăștia. Bă, nici n-ai sens să-i mai număr. Ia, arătați teanc pe teanc. Da, mă, teanc pe teanc. Mi-a transpirat în buzunar așa mare. Mamă, dar
n-are niciun sens, uitați-vă un pic. E boza! Deci, adică n-are niciun sens numărătoarea, pentru că uitați-vă la diferență. Aveți și dolari aici, mă? 500 de dolari. Nu mai are absolut niciun sens. Toți acești bani voi fi donați către spitalele publice. O sală de apăr! Ce? N-avem cum nici să-i jucăm, nici să ne însușim, o să-i donăm la spitalele publice din bani privați, puteți să faceți și voi SMS-ul 8845, știți deja povestea, o gărăgie de bani. Îi dublează Țiriac și pe ăștia? Îi dublează Țiriac, îi dăm un Țiriac să-i dubleze, pe bune că îi dăm un Țiriac. Țiriac va dubla acești bani, fraților, le mulțumim foarte mult. Vrei? Ia un leu, ia un leu, ia un leu, ia și voi un leu. Am alergat de păi de și mi-e 2 lei. Le mulțumim invitaților noștri, Gheboasă, Sabin și Costi, fraților, acesta a fost și vlogul nostru și urmează multe, multe alte vloguri nebune de la mare. Ca întotdeauna, dar noi acest vlog este aproape filmat, vă rugăm să dați mare, pun butonul de reacție, dați-o share pe story, că nu mă aștept tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați, noi ne-am dus, fiți cu minți. Gheboasă, Gheboasă, hai și voi, Gheboasă, Gheboasă, Gheboasă.